mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi și să reprezint Ministerul Educației. Doresc pentru început să felicit întreaga echipă CONAF pentru inițiativă, să-i mulțumesc doamnei Cristina Chiriac pentru abordare, pentru faptul că, așa cum gândesc și eu, nu este nevoie doar de implicarea Ministerului Educației în acest demers, este nevoie de un efort concentrat din partea tuturor instituțiilor, fie că vorbim de ministere, fie că vorbim de alte instituții ale statului, fie că vorbim de societate civilă și, nu în ultimul rând, de familie. Este nevoie de un efort comun, astfel încât să reducem acest fenomen cu care ne confruntăm, și anume abandonul școlar. Abandonul școlar despre care putem vorbi atât în sistemul de învățământ preuniversitar, cât și în sistemul de învățământ superior. Printre prioritățile care au stat la baza elaborării noii legi a învățământului preuniversitar, au fost atât reducerea abandonului școlar, cât și reducerea ratei de părăsire timpurii a școlii. Pentru că suntem aici să vorbim despre fapte și să nu enunțăm viziuni și strategii, aș vrea să trec în revistă câteva activități pe care Ministerul Educației deja le-a implementat și care consider eu că pot contribui la reducerea ratei abandonului școlar în mediul de învățământ preuniversitar. Și am să încep cu Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, program finanțat prin PNRR, care se implementează încă din anul școlar trecut. În prima rundă au fost declarate eligibile 1503 unități de învățământ care implementează proiectul. În această perioadă suntem în etapa de selecție pentru cea de-a doua rundă, unde au aplicat aproximativ 800 de unități de învățământ pentru a primi fonduri în vederea implementării programelor la nivelul unităților de învățământ de nivel gimnazial pentru reducerea abandonului școlar. În ceea ce privește noua legea învățământului preuniversitar, așa cum bine cunoaște, din 4 septembrie avem o nouă lege în vigoare care vine cu o serie întreagă de măsuri care își propun să reducă abandonul școlar. Și aș menționa aici Programul Național Masă Sănătoasă, care se va implementa începând cu anul școlar cu anul 2024. Vorbim de continuarea Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar. Vorbim de programe de burse și, pentru că ați menționat aici, de curând am aprobat la nivelul Ministerului Educației metodologia de acordare a burselor școlare. Ca element de noutate din acest an școlar, conform legii învățământului preuniversitar, avem pe lângă bursele sociale și acea bursă pentru mamele minore, pentru reintegrarea acestora în sistemul educațional, așa cum a menționat și domnul Ghigiu, o bursă care este prevăzută în legea învățământului preuniversitar, al cărei cuantum este de 700 de lei, o bursă prin care ne dorim să venim în sprijinul acestor tinere care, din păcate, stau în această situație, dar venim în sprijinul lor pentru a încerca să le reintegrăm în mediul educațional. Vorbim de burse sociale, pentru că aceste burse sociale, așa cum sunt definite ele în lege, au ca obiectiv principal reducerea abandonului școlar, și vorbim de burse sociale pentru elevi care provin din familii cu venituri reduse, cu un venit pe membru de familie sub jumătate din salariul minim net pe economie, adică sub 949 de lei pe membru de familie. Vorbim de burse sociale pentru elevii orfani de unul sau ambii părinți, fără nicio condiție în ceea ce privește venitul. Vorbim de burse sociale pentru copiii care provin din familii monoparentale, și am definit în metodologie ce înseamnă monoparental. Iar tot ca element de noutate, la bursa socială pot fi declarate eligibili și elevii cu minori, care sunt cuprinși în programe de studiu cu frecvență redusă sau programe de tip a doua șansă și care nu sunt integrați pe piața muncii. Sunt câteva direcții de acțiune pe care noi deja le-am implementat la nivelul Ministerului Educației și acești elevi vor beneficia de aceste burse începând cu acest an școlar. Am rezolvat și problema finanțării burselor, în sensul că aceste burse vor fi plătite din bugetul Ministerului Educației, prin bugetele inspectoratelor școlare, numai apelând la autorități, dar în același timp autoritățile locale au posibilitatea de a suplimenta bugetul de bursă al unităților de învățământ și pot veni cu fonduri suplimentare peste cuantumul minim pe care legea îl prevede în acest an școlar. O altă măsură pe care o văd eu a venit în sprijinul reducerii acestui fenomen de abandon școlar ar fi revigorarea învățământului tehnologic. Legea învățământului preuniversitar 198/2023 aduce o nouă abordare în ceea ce privește învățământul tehnologic. Dacă ați observat, nu mai vorbim de școală profesională. Tocmai pentru a crește atractivitatea învățământului tehnologic s-a renunțat la sintagma de școală profesională, vorbim de liceu tehnologic, care oferă celor care vor intra la liceu posibilitatea de a finaliza liceul în 3 ani de zile,
obținând un certificat de calificare nivel 3, care le permite accesul pe piața muncii, sau pot continua cu examenul de bacalaureat, urmând 4 ani de liceu, obținând diploma de bacalaureat, primesc și certificatul de calificare nivel 4, la fel, care permite integrarea pe piața muncii. Un element de noutate care vine în sprijinul elevilor, zic eu, este crearea unei rute profesionale complete. Adică oferim posibilitatea elevilor de liceu de a merge pe un anumit parcurs educațional de la clasa a 9-a până la clasa a 12-a și pot continua în sistemul de învățământ tehnologic dual, inclusiv în învățământul superior. De aceea, începând cu anul 2028-2029, anul școlar 2029-2030, vom generaliza învățământul tehnologic în sistem dual. Deci, practic, toate liceele tehnologice vor funcționa în sistem dual. Vom pilota această rută completă, începând din anul școlar următor, prin acel proiect prevăzut în PNRR și anume înființarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual. La acest moment au fost declarate 29 de consorții regionale la nivel național pentru învățământ dual, consorții regionale care presupun un parteneriat între unitățile de învățământ preuniversitar, instituțiile de învățământ superior, reprezentanții autorităților publice locale și operatori economici. Din aceste 29 de consorții, 16 au fost declarate eligibile pentru a primi finanțare în vederea construirii campusurilor pentru învățământ dual. Practic, în aceste campusuri oferim elevilor de liceu posibilitatea de a intra în liceu și de a-și continua parcursul educațional în cadrul acestor instituții pe specializările pe care consorțiile le stabilesc ca fiind prioritare și care sunt practic corelate cu cerintele de pe piața muncii. Totodată, acești elevi vor beneficia de bursă tehnologică, un alt element prin care dorim să încurajăm, pe de o parte, accesarea învățământului tehnologic, dar pe de altă parte și rezolvarea celor probleme sociale cu care se confruntă acești elevi care provin din medii economice dezavantajate. Totodată, tot prin această nouă lege a învățământului preuniversitar, oferim posibilitatea ca din clasa 11-a, elevii care merg pe ruta de învățământ tehnologic în sistem dual, să poată fi angajați la operatorii economici unde desfășoară activitatea practică. Pot fi angajați cu jumătate de normă, deci practic pot obține și un salariu, iar această activitate pe care o desfășoară în cadrul operatorilor economici pe care îi iau ca parteneri, se consideră activitate practică și este luată în considerare în foaia matriculă ca și modul de practică. Sunt, zic eu, pași importanți pe care ni-am propus și care cu siguranță se vor întâmpla în viitorul apropiat și care cred eu că vor contribui la reducerea acestei rate a abandonului școlar, cu care într-adevăr nu ne mândrim, dar dacă nu vorbim de o implicare din toate direcțiile, cred că nu putem ajunge la rezultatele pe care ni le-am propus, și anume reducerea pe cât posibil a acestui fenomen. Într-adevăr, ați adus în discuție și alte aspecte negative cu care ne confruntăm în sistemul de educație. Abandonul școlar poate fi generat nu numai de condițiile socioeconomice provenienta din anumite medii dezavantajate. Sunt fenomene negative care influențează dezvoltarea tinerilor și anume, așa cum ați precizat mai devreme, consumul de substanțe periculoase, actele de violență în școală. Sunt o serie întreagă de aspecte pe care le avem în vedere, la care lucrăm. De curând am aprobat o metodologie de management a cazurilor de violență în unitățile de învățământ. Practic, acolo venim cu sfaturi și cu rezolvări de probleme în ceea ce privește actele de violență, stabilind care sunt responsabilitățile pentru fiecare instituție implicată în gestionarea acestui fenomen al violenței în mediul școlar. Sunt pași mici, dar importanti în același timp, care pot contribui la reducerea acestui fenomen. Cred că putem continua discuția până diseară pe această temă, nu vreau să monopolizez atenția. Încă o dată, mulțumesc CONAF și doamnei Chiriac pentru implicare. Mulțumesc tuturor celor care au achesat la această idee că abandonul școlar este un fenomen care ne interesează pe tot, indiferent de locul unde lucrăm, fie că lucrăm la nivel de minister, fie că lucrăm la nivel de școală, fie că suntem părinți, fie că suntem reprezentanți ai societății civile, și cred că numai împreună putem reuși. Vă mulțumesc!